să vorbim despre Liga Campionilor, deocamdată să vorbim despre Dinamo și să vorbim și cu Andrei Nicolescu. Îi mulțumim mult de tot pentru faptul că a acceptat să fie alături de noi, mai ales că vrem să facem ceea ce n-am mai făcut de mult, să-l felicităm pentru... După amiază. Da, pentru că Dinamo a reușit după mult timp o victorie și nu împotriva oricui și nu oricum. Semne bune, domnule Nicolescu. E o victorie de moral. Suntem conștienți că n-am rezolvat mai nimic, dar e foarte important ca seara, după mult timp, am simțit în privirile jucătorilor încrederea în forțele proprii. Și cred că asta e cea mai mare victorie. Ce a făcut sau ce a dus la acest declic? Da, nu știu. Noi avem un sistem, muncim într-un sistem, integrăm lucruri, încercăm să le facem cât mai bine. Din păcate, în primele meciuri din anul ăsta ne-au lipsit anumite lucruri, în primul rând coeziunea care s-a văzut aseară. Eu cred că e un proces natural și încercăm să fim din ce în ce mai buni și să arătăm din ce în ce mai bine. Aseară am arătat ca o echipă din toate punctele de vedere foarte uniți. Cred că a contat foarte mult și întâlnirea cu suporterii în timpul săptămânii. Cred că a contat foarte mult și prezența domnului Lucescu la Săftica. Toată lumea a încercat să dea un pic de emoție și un pic de energie suplimentară și sunt foarte bucuros că am reușit să revăd în ochii lor, v-am spus, încrederea în forțele proprii. Da, s-a văzut și în ochi, s-a văzut și în teren, până la urmă, felul în care au interpretat jocul. Apropo de suporteri, nu știu, a fost și acel zvon, acea rumoare legată de un ultimatum pe care dumneavoastră personal ați fi avut până astăzi. Nu mai este cazul, e clar, că odată cu această victorie, dar cum ați primit, cum ați privit și cum a fost, de fapt, acest presupus ultimatum din partea suporterilor? Eu pot să vorbesc doar din perspectiva mea. Știu că cu două zile înainte de acel anunț am avut o întâlnire cu Peluza. Am stat peste două ore de vorbă cu toată lumea. A fost o discuție productivă. S-a plecat într-un ton foarte optimist de acolo și foarte civilizat. Mai departe, în legătură cu anunțul de pe pagina oficială, nu pot să dau nicio declarație. Nu știu despre ce a fost vorba. Am înțeles între timp că a fost și retras. Eu mi-aș dori ca toți suporterii să fie uniți, să fie o armată lângă echipă, dar nu pot eu să îmi permit să le dau sfaturi cum să se organizeze și ce să facă Inter. În orice caz, ieri logistic, măcar pentru faptul că spațiul este atât de mic pe stadionul din Ovidiu, au stat la un loc, nu s-a văzut atât de urât cum s-a văzut la Craiova, când erau vreo patru facțiuni înșirate acolo într-un colț de peluză. Poate să fie și asta o explicație și o înțeleg și ei, să fie o explicație pentru felul în care s-a exprimat echipa, mă gândesc. Da, mi-aș dori ca suporterii, sau mă rog, Peluza, suporterii care ne vin, care se vin după noi, să fie uniți, să fie o forță puternică, să fie împreună. Cred că ar inspira mult mai mult echipa, cred că ar da o forță suplimentară și cred că Dinamo merită să fie o familie, adică toată lumea să fie alături de echipă. Edgar e, ca să întreb așa, jucătorul despre care s-a vorbit atât de mult, Edgar e, bănuiesc că se pronunță, era la un pas la Dinamo, s-a făcut acel pas? Se pare că se va face acel pas. Suntem la ultimele detalii legate și de venirea lui și de anumite detalii cu agenții. Uh-huh. Încercăm să finalizăm cât mai repede și să fie și oficial. E vorba de un singur transfer pe care îl vizați? Da. Și încheiați? Și am încheiat din punctul ăsta de vedere această campanie mai târziu decât ne-am fi dorit, însă cu jucători despre care atât antrenorul cât și noi credem că au valoarea necesară să ridice exprimarea fotbalistică a echipei. E posibil să mai plece cineva? Nu. Nu mi-aduc aminte dacă ați explicat, dacă s-a întâmplat să intrați în direct, să vorbiți despre plecarea lui Lucas. Am înțeles că s-a vorbit că era în contract posibilitatea de a pleca. Am explicat-o nu la dumneavoastră, dar e destul de simplă explicația. Lucas a venit într-un moment în care eram într-o campanie de transferuri de vară aproape terminată. Am considerat atunci pe caracteristicile pe care le avea el și după referințele de la Gabi Săvan și de la Ovidiu Burdo,
că este un adevărat lider și că poate schimba cu totul atitudinea jucătorilor în vestiar și să-i capaciteze pentru bătăliile pe care le aveam de dat. A fost un jucător pentru care am făcut la momentul acela niște eforturi datorită sistemului în care funcționam și datorită faptului că în procedura insolvenței nu eram atât de stabil cum suntem acum. Și la momentul la care el a venit a avut pretenția ca în momentul în care are orice ofertă să poată să plece liber. Și atunci negocierile n-au putut să meargă decât până la nivelul acesta de 65.000 de euro în vară și în iarnă și 130.000 în vară. A meritat? Ați simțit că v-a ajutat? Acum, sincer, eu așteptam un pic mai mult, având în vedere istoricul lui. CV-ul lui. Și pe de altă parte, cred că a fost totuși un element de stabilitate. Nu-mi dau seama exact dacă... Adică mi-e greu să apreciez și ar fi... Nu știu dacă ar fi corect din partea mea să fac și aprecieri apropo de asta, a meritat sau nu a meritat, raportându-mă strict la eforturile financiare versus performanța sportului. Andrei Dănciu sunt. Ce vreau să zic este faptul că la momentul respectiv, exact cum ai spus tu, dar eu cred că Lucas avea mai multă nevoie de Dinamo decât Dinamo de Lucas. Și clauza asta nu trebuie acceptată. Asta e o pură opinie personală. Pentru că, din punctul meu de vedere, nu a adus un foarte mare plus. Și să-l pui capitan de echipă la Dinamo, un jucător străin, neavând niciun meci oficial la Dinamo, mi s-a părut foarte mult și destul de riscantă mutarea din punct de vedere al vestiarului. Atunci ceea ce a fost o alegere strictă a antrenorului în contextul în care poate a simțit că în vestiar avea nevoie de un lider și uitându-se un pic la CV-ul lui și la modul la care el s-a prezentat în alte părți, s-a considerat că acest simbol poate veni de la Luca. Știam că poate să reprezinte un risc, evident, această decizie. De a destabiliza vestiarul, eu la asta mă refer. Pentru că știi și tu, sunt jucători vechi, cu ștate vechi în vestiar și poate nu le-a picat bine la momentul respectiv, dar aici e alegerea lui Ovidiu și e normal, adică voi nu v-ați băgat, e normal să fie alegerea lui. Dacă a destabilizat, pentru că Lucas totuși trebuie să recunoaștem că a fost un tip de foarte mult bun simț și un tip care a simțit locul cumva, s-a poziționat foarte corect. Mai departe, cât de mult ar fi putut el să ajute dacă se implica mai mult? Cât de mult ar fi dat el stabilitate dacă în această perioadă nu aveam telenovela legată de plecarea lui? Sunt speculații acum. Păi acum, apropo de CV, dacă vine IE, are un CV foarte puternic, rămâne Patrick capitan sau banderul ăla trece pe brațul lui Elgar IE? Asta nu e... Problema mea, nu fac eu alegerea asta, vă dați seama, nu o să pot eu să mă pronunț cu privire la asta. Cred că vestiarul simte mai bine acest lucru. Cred că și mister a simțit mai bine coeziunea din vestiar. Și dar arată bine și vestiarul și asta s-a văzut, acum s-a văzut și prin rezultat. Chiar mi se pare că și asta vestiarul. Vreau să vă spun, dar a creat și premisele ca vestiarul să-și gestioneze liderii împreună. Și atunci cred că vestiarul va gestiona în continuare acest lucru. Da, urmă, vă rog. Sper să menținem această unitate pe care am văzut-o aseară. Am văzut această unitate și spirit de a fi împreună ca o familie. Urmează meciul cu Oțelul, din nou un reprezentant al generației de aur, Dorinel Munteanu, acum antrenor. Până acum a fost Gică Hagi, exponentul acestei generații. Probabil că și interesul va fi unul crescut. Deja s-a stabilit locul de desfășurare al partidei, va fi... Arcul de triumf. Da. Deci pe Arcul de Triumf vă așteptați, eu știu, la o rețetă, vă așteptați ca suporterii din Neamovit să vină în întâmpinarea echipei acum, mai ales după un rezultat bun și să aveți o rețetă și Arcul de acest punct de vedere. Arcul de Triumf tot timpul a fost plin, chiar și atunci când a părut că nu e plin, pentru că erau abonamente care fuseseră vândute, dar el nu reprezintă o rețetă financiară pentru noi, pentru că, așa cum am spus, chiria pe loc e una destul de mare, dar reprezintă o rețetă din punct de vedere al evenimentului, al faptului că suporterii dinamoviști au parte de un stadion cochet care să permită organizarea unui meci în condiții foarte bune.
Da, așteptăm să vedem ce s-a întâmplat. Na, e bine și că n-a câștigat, din punctul nostru de vedere, că n-a câștigat Botoșanul ieri, a fost egalat în extremis de UTA. E lupta asta și cu Botoșan, pe care, cu care sunteți la egalitate de puncte, dar și echipele din față, pe care atât dumneavoastră cât și Botoșanul încearcă să le dea la o parte. Mă refer la Iași, Sincer, eu mă bucur că Botoșanul e în luptă și a câștigat din meciuri. Mie nu mi-ar fi plăcut ca Botoșanul să rămână în urmă și cumva să fie demoralizat, mai ales după anunțurile domnului Eschimie, și cumva să nu mai participe la această luptă. Cu cât suntem mai mulți implicați direct în această luptă, cu atât șansele ca toată lupta să fie corectă și dusă până la capăt, cred. Da, mă uitam pe program. Teoretic, așa, pe hârtie, pare un pic mai dificil cel al Botoșanului, dar și Dinamo are meciuri cu echipe din partea superioară a clasamentului, mai ales CFR, un meci care vine imediat după Oțelul. Bine, toate partidele sunt grele, plus un meci direct cu Iașu, putem spune. Iașu fiind ultima echipă de pe loc de baraj, e clar că vizați locul Iașului, locul voluntariului, în încercarea de a scăpa de la retrogradare, de ce nu și direct, fără baraj. Evident, sunt toate niște meciuri grele. Eu cred că contează mai puțin acum, dacă în astea patru etape rămase jucăm cu echipe de sus sau de jos. Important este să fim destul de aproape la momentul la care începe play-out-ul și să fim pregătiți acolo 100% ca să abordăm fiecare partidă la victorie. Da, și programul e foarte important în funcție de locul pe care terminați. Înțeleg că echipa de pe ultimul loc e un pic defavorizată, în sensul că are mai multe meciuri în deplasare, pentru că este acest sistem. Se joacă practic doar 9 meciuri și 5 vor fi în deplasare, 4 acasă. Dinamo e cunoscut cât de mult este susținută și are nevoie de avantajul terenului propriu. E și asta un lucru. Eu cred că și în deplasare vom umple stadioane în acest play-off. Mă rog, dacă ne lasă gazdele noastre. Am înțeles. Bun, mulțumim mult de tot pentru toate aceste amănunte. Scuze că am răspuns așa. Vă mulțumim că ați răspuns totuși. Corect.